Cioban în țară, vedete în Anglia. Un român plecat pe 1 ianuarie la Londra pentru a-și găsi un loc de muncă a fost întâmpinat la aeroport de un parlamentar britanic, îngrijorat de valul imigranților care ar putea lovi Anglia. Odată cu ridicarea restricțiilor de pe piața muncii, deputatul s-a prezentat la sosiri. Surpriza a fost că din avionul de la București a coborât un singur român. Iată-l! Nu știu cum a ajuns să fie vedetă, că l-am văzut pur și simplu la televizor. Victor Spirescu are 33 de ani și lucrează cu ziua într-un cătun de lângă Sibiu. Locuiește într-o casă veche cu tencuiala căzută și cu gardul rupt. Sătul să aibă grijă de oi și să zidească, Victor s-a decis să plece în Anglia la muncă. Pleca ca să-și renoveze casa, ca să aibă bani. Ca atare și-a lăsat iubita cu ochi albaștri acasă și s-a urcat în primul avion low cost din 1 ianuarie. La ieșirea din aeroport, surpriză însă, a fost întâmpinat de jurnaliști. Tomorrow I work. I have a... Do you have a job? Yes, wash car. It's not a great job, but I come to down to make a big here because I know I have very exciting. I don't know, maybe it's the best choice I make it for this year. Toată presa britanică s-a prezentat la aeroport după ce laburistul Keith Vaz a prevăzut invadarea Angliei de către imigranți. De altfel, parlamentarul a venit el însuși să vadă catastrofa. Zărindu-l doar pe Victoraș, l-a invitat la cafea. Timp de o oră au discutat despre problemele din România, inclusiv despre Gigi Becali. Gali's house is huge. Yeah, but now it's in prison. He is. Yeah. He is in prison. But Stour is still winning matches. Yeah, it's a good team. I think that President Balcescu, you think he's going to win again next year? Nu știu cum a ajuns să fie vedetă, că l-am văzut pur și simplu la televizor. Mi-a spus, uite, am ajuns cu bine, uite-te pe programul ăla și vreau să mă vezi. Toată suflarea din pelișor a aflat de isprava lui Victor. L-ați văzut la televizor zilele? L-am văzut. O zis că mere să-și facă casa. Un băiat bun, harnic, năcăjit. L-am avut la oi, de acolo acasă. Nu-l țineam la oi, că îl țineam tot acasă, că era și meseriaș. Ne-au făcut mai multe lucrări prin casă. Victor Spirescu și-a început lucrul la spălătorie auto și a transmis familiei că se descurcă foarte bine în Marea Britanie.